Salut, Arin! Sper că v-ați bucurat de sărbătorile care abia au trecut. Eu împreună cu prietenul meu Bogdan ne-am gândit să continuăm obiceiul. Dacă în luna decembrie toată lumea se îngrămădea să ajute, să ofere cadouri, să împartă în stânga și în dreapta tot felul de bucurii, noi vrem să continuăm obiceiul și acum în luna ianuarie să facem pe Moș Crăciun. Vom merge într-un sat unde avem o familie minunată, de fapt, un tată cu doi copilași mici și frumoși, la care mergem să le facem o zi mai minunată. Salutare! Bine v-am găsit! Copilașii sunt acasă? Să iau și eu câteva cadouri pentru ei. Ceva jucării, pentru că nu doar eu am strâns cadouri pentru voi, ci au mai fost și donații de la cineva care s-a gândit să fie spiritușul Moș Crăciun și să vă trimită cadouri. Copilașii, cum vă numiți voi? Eu Alexandru Gabriel. Da? Și pe tine cum te cheamă? Ionuț Daniel. Ionuț Daniel, ce vârstă ai tu? 7 ani. 7 ani și tu? 8. Nu te-ai înjurat, nu-ți înainte. Dă-mă, micuța, unde este? Este ceva campificiu. A plecat. Și îți vrei singur? Da. Deci m-am hotărât să mă iau, o luase rad, l-am umblat după bărbați. Și acum cu copilă și... Eu și părinții mei, dar ei sunt mai bătrâni, dar voi mă ajută și. Pentru puterea lor. Am înțeles. Și copilașii sunt frumoși, merg la școală? Da. Și acum, cum ați făcut școala online? Deci, n-am făcut online. Eu am avut telefonul și am atât, am cumpărat telefonul altul, dar venea doamna și ne dădea fișe. Ne dădea fișe. Ne dădea pe fișe și le dădeam la cineva, ne dădea strângea și le dădeam la cineva. Noi o să plecăm. Vă mulțumim că ne-ați primit. Să vă bucurați de ce am adus împreună cu echipa, să ne ții fotografii. Am dorit fiecare lună să venim să mai oferim așa o rază de bucurie și pe fețele acestor minunați copilași. Este bine, copilași? Așa să învățați bine și să ascultați pe tati, da? Bravo! Eu am plecat, o zi minunată să aveți. Vă mulțumim mai bine! La revedere, numai bine și pe curând! Vă mulțumesc mult! Pa, pa! Așa cum am promis, cei de la echipa Sorin Nețoi Fotografii își țin promisiunea în continuare și au ajutat niște copii să zâmbească încă o dată. În continuare vom organiza campanii, dorim în fiecare lună sau chiar mai des, pentru că avem în România o grămadă de oameni care au nevoie de ajutorul nostru.